La finalul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Dâmbovița au desfășurat o acțiune pe raza municipiului Târgoviște pe linia prevenirii și combaterii fraudelor vamale și a respectării legislației privind deținerea și comercializarea de metale și pietre prețioase. În urma verificărilor la o societate comercială, polițiștii au depistat peste 750 de grame de bijuterii din aur, în valoare de peste 116.000 de lei, peste 3.100 de grame de bijuterii din argint, a căror valoare însumează peste 41.000 de lei, precum și 130 de modele de verighete cu o greutate de aproximativ 550 de grame din metal comun de culoare galben și alb, pentru care administratorii societății nu au putut prezenta documentele legale de proveniență. Totodată, cu ocazia verificării, polițiștii au stabilit că nu existau documente justificative privind marcarea cu marcă proprie de garanție a bijuteriilor. Pe numele celor doi administratori ai societății, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute și pedepsite de articolul 207 din legea 86 pe 2006 și articolul 9 litera B din legea 241 pe 2005, urmând ca la finalizarea cercetărilor să se propună soluție legală prin parchet.